Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să continuăm cu meciurile din Challenge. Am văzut data trecută că ne-am descurcat foarte bine cu deck-ul pe care îl făcusem inițial și vom continua meciurile cu el. Până acum avem 3 victorii din 3 meciuri și sper să ne menținem acest trend pozitiv de victorii. Bun. Începem cu Valkyra din spate. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Punem și Hog-ul aici. Ok, a pus prințul acolo. Hai să dăm și un Eros. Da, mă așteptam să nu reușim să-l scoatem, dar măcar să nu pușuiască pe turn. Hai să vedem cum scăpăm aici de Hog. Din păcate ne-au dat o grămadă de damage acei goblins și trebuie să fim un pic mai atenți. Începem din nou cu... No, hai să punem aici Tesla. Să punem Valkyra pentru acel Dark Prince. Băi, și e cancer de cost ăsta cu prinții. Ah, nu pot să cred, am pus prea târziu acel freeze. Incredibil. Holy, și-am dat pic prea jos acel Eros. Bun, deci turnul din stânga e pierdut. Trebuie să încercăm un push puternic. Dar e destul de greu pentru că are acești Fire Spirits. No, avem Shigny în acest match. Bun. Și putem încerca un push acum. Hai să vedem ce reușește acolo Hog-ul. Spune și Valkyra. Punem arcașele în spate. Da, din păcate nu mai avem timp să-i doborâm turnul. Da, nu mai putem să facem nimic. Da, ne-am luat atunci, ați văzut, ne-am luat damage mult cu goblins, după care a ținut damage și n-am mai putut face nimic. Ok, bun. Hai să jucăm din nou. Jucăm foarte diferit de data asta. Punem aici Tesla, hai să punem și arcașele. Da, și vedeți cât de mult au dat damage acești porci. Ok. Bun, și am prins un push destul de bun acolo, dar are prințul din nou. Și acest lucru e destul de rău pentru noi. Măcar să-l atragem în centru cât de cât. Bun, și reușim să scoatem prințul. Nu știu cum o să facem cu acești porci. Sunt destul de periculoși. Trebuie să ne păstrăm cumva Valkyra, nu știu exact. Tesla am văzut că o scot. Da, Tesla ar fi un deal bun. Punem Tesla, care are 4 elixiri, porci au tot 4 elixiri și e un deal bun. Ok. Dar la prinț va trebui să folosim mini P.E.K.K.A. plus freeze. Ok, punem freeze-ul.
Și cam atât, ar trebui să se ocupe Tesla de Wizard. Probabil va pune din nou porcii. Punem minipeca în spate. Și o să punem porcii, o să punem Valkyra, da, pe porci. Excelent. Punem aici Hogul. Punem și Tesla și vom da un freeze. Și cred că s-a grăbit acolo cu porcii. Mai bine aștepta să facă un push mai puternic. Să vedem, punem arcașele. Trimitem și Hogul. Dăm aici un Fireball plus Arrows. Oh, și aproape îi scoatem acel turn. Hai să vedem cum, dacă reușim să scăpăm de prinț. Da, și meciul cred că este ca și câștigat. Nu știu cât dă acest Fireball, 172. Deci avem nevoie de un Fireball plus Arrows. Și obținem încă o victorie în challenge. Hai să vedem câte... Care e următorul reward? 2500 de gold. Hai să mai dăm un match. Să începem din nou cu Valkyra din spate. O să chem cartul. Trimitem o mini pecaul. O să dăm și un Eros aici. Ok, bun. N-are rost să mai atacăm acum. O să stăm în apărare. Până când elixirul va fi aproape de maxim. Am să pun arcașele în centru, să se ducă în ambele direcții. Și vom vedea, probabil pe partea dreaptă vom încerca un atac. Și avem și frizul. Eros aici și reușește Valkyra să dea ceva damage pe turn. Punem din nou Tesla în centru. Ei a trimis o Valkyra din spate. Probabil încearcă un atac mai puternic. Hai să vedem. Să punem arcașele. Și probabil vom pune... Hai să punem Valkyra aici totuși, să nu ajungă pe Tesla. Plus mini PK-ul pe acel Wizard. Da, și scăpăm de Cannon Cart. E... E bine că reușim acest lucru. Dăm aici un Eros. Perfect. Hai să scăpăm de Cannon Card din nou. Punem Valkyra. Punem și Tesla. Punem și arcașele pentru acel Baby Dragon, pentru acel Inferno Dragon. Bun, și mai sunt 10 secunde din match. Ei, spune mini P.E.K.K.A. Cred că voi da un freeze.
Vom da un freeze aici. Scăpăm de acel wizard. Hai să scăpăm și de... Firecracker. Ok, să dăm aici un fireball, nici nu știu mai degrabă. Hai să stăm în defense, dar are arrows. Nu, trebuie să riscăm un pic. Bun. Cred că l-am păcălit acolo cu arcașele, pentru că și-a dat arrows-ul. Și dacă mai reușești un hit, obținem victoria și în acest și în acest match. Hai să ne luăm și următorul reward. Avem 25 de Hog Rider, care se transformă în gold și star points. Și mai avem foarte puțin până vom strânge suficient gold ca să maxăm o nouă carte. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!